CSU-ASE Soft continuă transferurile. L-a achiziționat pe decarul Naționalei de Juniori a Serbiei. După Zambici a venit rândul lui Aleksandr Vlahović, un conducător de joc atipic, având în vedere înălțimea de 1,90 m. La 21 de ani, Vlahović a prins pentru prima dată un transfer în afara țării sale. Oficialii ploieșteni susțin că basketbalistul a ales ASE Softul în detrimentul unei oferte consistente din Slovenia. Basketbalistul sârb a semnat un contract valabil pe un sezon cu opțiune de prelungire pe încă un an. Principalul Dado Arnautović a sunat adunarea lotului pentru sfârșitul săptămânii viitoare.